Am revenit, o știre foarte incitantă. Se pare că un pilot mort acum 70 de ani trăiește sau se presupune că trăiește într-un copil de 6 ani și acest lucru a fost bănuit, a fost presupus în urma amintirilor pe care micuțul le are dintr-o viață anterioară, dintr-o așa zisă viață anterioară. Vom discuta aceste lucruri și multe altele alături de invitații noștri, domnul Cristian Pompei, redactor șef Lumea Misterelor. Bună, Cristi, și bine ai revenit la noi în emisiune. În continuare, domnul Lucian Iordănescu și domnul Romulus Popescu, terapeut. Bună ziua și bine ați venit la noi în emisiune. Deci, iată, să pornim de la un caz concret, acest caz foarte interesant, un copil din America care se pare că își amintește detalii dintr-o viață în care ar fi fost pilot. Chiar își amintește amănunte despre modul în care repara avionul și așa mai departe. În momentul în care părinții și-au dat seama că nu este doar imaginația copilului, au făcut cercetări și au constatat că într-adevăr descrie viața unui pilot care murise în urmă cu 70 de ani la bordul unei mici aeronave prăbușită în Oceanul Pacific după un atac din partea japonezilor. Întrebarea este, știm și cu respectul de rigoare, sigur că da, pentru ceea ce susține biserica, noi nu vrem să deranjăm, este doar o părere, sigur că da, noi luăm în calcul doar această părere, cum că unele opinii spun că ar exista și această teorie a reîncarnării, venim sau revenim pe pământ? Aceasta este întrebarea. De unde avem anumite amintiri? De unde ne amintim lucruri pe care noi nu le-am făcut niciodată? Copii mici care știu să vorbească multe limbi străine, iată, avem aici o rusoaică care știe 120 de limbi străine, inexplicabil, brusc și-a uitat limba ei, și-a uitat limba rusă, a uitat limba rusă și vorbește deja în 120 de dialecte. Înainte de a... Dar să revenim, aceste... să revenim la știrea cu copilul. Da, este o știre mediatizată, dar nu este singura. Și la noi în țară... Cum vi se pare? Este... Avem imagini cu... Da, într-adevăr... Avem imagini cu avioane din al doilea război mondial, cu copilul. Este cum putem interpreta? Deci este confirmată varianta micuțului și de către terapeuți și de către toate datele care par a fi foarte exacte. Nu e vorba numai de datele acestui copil. Ce se întâmplă? În jurul nostru sunt foarte multe persoane care susțin niște lucruri. Voi da tot un exemplu. Dar eu vreau să vă întreb cum poate să știe un copil de câțiva ani date tehnice despre avioane. Este simplu. El a trăit în altă viață. În altă viață a fost pilot sau mecanic de bord. Nu știm exact dacă ce a fost între ele, dar după datele pe care le avem, probabil a fost pilot. Pentru că el a fost lovit și s-a prins mecanicul de bord, nu era în avion. Nu era, de asta spun, fiind al doilea război mondial, da. El era chiar pilot. Pilot. Da. Și este absolut normal să știe. Ce se întâmplă? În momentul în care noi venim pe acest pământ, noi venim, după cum spunea și Scarlet Demetrescu, noi venim să învățăm. E, în momentul în care noi trecem dincolo, mă feresc să folosesc cuvântul moarte, plecăm cu acel bagaj de informații. În cazul acestui copil, el știa foarte bine acel avion, cunoștea foarte bine aparatele de zbor și este absolut normal ca în momentul când este... reîntrupat, să-i spunem, nu reîncarnat, să spunem că este... Dar el chiar s-a reîncarnat? Da. Că a venit în carne. În carne, să cunoască niște lucruri. Deci, practic, spre deosebire de noi toți ceilalți, el nu a uitat, deci și-a adus aminte, unii și-aduc aminte în primii ani de viață. Nu, și noi ne aducem aminte, dar poate nu la acest nivel de aparate de bord. Fiecare dintre noi, vedem, dăm un exemplu, în momentul când studiem astrologia, de exemplu, degeaba dacă noi nu avem o bază din altă viață, o bază de astrologie sau numerologie, sau știu eu, drept, nu avem cum să pornim. O casă nu putem construi dacă nu avem terenul, nu avem o fundație. Și noi avem cunoștințele, poate nu avem cunoștințe la nivelul acestui copil. E ceva spectaculos să știe un copil de 4-5 ani să știe aparatura de bord. Dar și noi avem informații, pentru că altfel nu am fi ajuns în primul rând la această emisiune să discutăm. Una este să studiezi, să citești, deci, și una e să știi niște lucruri. Concret, ce credeți totuși că se întâmplă? De ce anumiți copii își amintesc? De ce nu toată lumea își amintește? Este cunoscut statistic că până la 7 ani copiii au o permanentă fluctuație în subconștientul lor. De la 7 ani, că viața e pe 7, 14, 21, începe pubertatea, începe și omul devine din ce în ce mai terian și începe să piardă legăturile conștiente, că în subconștient sunt, cu niște realități trăite. Copilul ăsta încă e mic și îl face trecere permanent
în două lumi paralele. Ați văzut că sunt copii cu tastul. Zice, ce vorbești, nu prostii? Că el zice, am vorbit cu un îngeraș și am vorbit... Sau un personaj imaginar? Da. Nu, el chiar vede, el chiar vorbește. Când copilul ăsta ajunge până la 20 de ani, din mintea lui vor rămâne numai ce s-a înscris, dar el nu va mai avea aceeași. Deci observați că ei sunt luați în seamă numai în momentul în care încep să dea informații concrete. Corect. Păi fetița aia care tot în India a venit și le-a fost niciodată, nu? Și i-a dus pe părinți, uite aici am stat, aici a stat cu tare, spune numele tot și când se verifică, se constată că ea spune... Este și în funcție de gradul de evoluție, da, de cunoaștere, pentru că un pilot asimilează de-a lungul timpului foarte multe informații vis-a-vis de mecanism, vis-a-vis de aparatul respectiv. Și copilul este posibil să fie unul din cu un anumit grad de evoluție destul de înalt și automat iese. Nu sunt exemple de copii care vorbesc la un moment dat o limbă pe care părinții spun, domnule, a nebunit copilul. Și mergând la un istoric sau să se dă seama că este vorba de greca veche, de latina veche, de limbii dispărute. Ca să vorbim de copiii care deja au 4 lanțuri cromozomiale sau 6 lanțuri. Ce cazuri concrete puteți să ne dați despre oameni care își aduc aminte? Vreau să mai spun ceva referitor la problema asta amintirii la vârsta copilăriei. Un cercetător american, profesor, doctor, psihiatru, a făcut cercetări timp de 50 de ani. El a murit în 2007. La 3.000 de copii, deci 3.000 de copii a cercetat, cu vârsta cuprinsă între 4 și 10 ani. Și a găsit foarte multe lucruri interesante. A găsit că multe din hobby-urile de astăzi sunt din viețile trecute. A găsit că anumite pete pe corp sau... Deci semne din naștere. Semne din naștere. Sunt venite din cealaltă viață când au murit fiind loviți exact în acea acolo zonă. Și încă... În matricea energetică se păstrează semnul și vine pe corpul. Sigur, semnul, durerea, afecțiunea se păstrează. Chiar și discutând despre transsexual, homosexual, se pare că înainte au fost celălalt sex. Și că vin din vechime cu aceste amprente. Deci sunt multe lucruri. Eu am vorbit foarte puțin pe tema asta. Avem și câteva exemple foarte interesante de personalități care seamănă izbitor de mult cu alte persoane sau care au trăit înaintea lor. Un exemplu ar fi Keanu Reeves, care iarăși seamănă cu un pictor ce a trăit cu mult înaintea lui. Putem vedea în fereastră cât de izbitoare este asemănarea. Și chiar multe vedete susțin că ar fi reîncarnările unor astfel de personaje. Iată, în aceste cazuri, ce se întâmplă? Poate fi explicat ca fiind tot o urmare din aceasta? Este absolut normal. Îți păstrezi și fizionomia? Nu, și fizionomia. Sigur, în cazul în care exista această teorie. Acest copil care, despre care se vorbește acum, că a fost aviator înainte, da, numele lui este James. Și când au căutat în arhive, pilotul care a murit se numea James tot Houston James, exact. Junior. El deci chiar același nume. Purta. Și da, nu e o coincidență, asta e o sincronicitate. Spunea acest cercetător despre copii că ei până în 10 ani, 7-10 ani, vârsta minoră, ei au în mintea lor și numele care l-a purtat înainte fiecare și l-aduc și aminte. Unii spun că să-l numească așa. Uitați cât de izbitoare este asemănarea între personajele de pe ecran. Deci se nu, pare că... Scarlat Demetrescu spunea la un moment dat că divinitatea în momentul în care noi nu ne-am terminat școala, ca să este, ne aduce înapoi și pentru a nu ne speria și a putea învăța mai departe, ne dă cam aceleași caracteristici ale trupului. Deci pentru noi nu este o... Pentru a nu fi un șoc. Exact, pentru a nu fi un șoc. Și dacă nu luăm, vedete, ne gândim la personalității, Ana Aslan, de exemplu, Einstein, lăsăm la o parte că n-au primit informații din altă lume. Ei nu aveau cum să știe niște lucruri dacă nu au studiat, probabil, în alte vieți. Au pornit de undeva și nu numai ei, sunt și alte somități în... Aici se mai întâmplă un fenomen. În momentul în care vin cu niște abilități superioare ale mentalului meu, pentru că nu mintea e în creier, ci creierul e în minte, că e mentalul colectiv, eu mă pot ridica pe o anumită frecvență, deci mă acordez pe o lungime de undă și acolo găsesc toate informațiile pe care dai și multe invenții deodată, așa, pentru că se transmite în mentalul colectiv pe lungimea aia de undă. Nu neapărat că viu de nu știu unde sunt acolo, dar eu deja viu cu anumit
cu o anumită spiritualitate elevată. Studiile făcute de ruși și unul din cercetători, Galiarev, dacă nu mă înșel, îl cheamă, a studiat în momentul în care moare omul ce se întâmplă, lăsând la o parte scăderea în greutate și așa mai departe. Exact, care nu se justifică, da? Nu se justifică, dar cu ajutorul aparaturii, acum avem aparatură, deci nu se mai pune problemă, a constatat că în momentul când omul, spiritul desprinde de corp, el se apar niște sfere. Ei au bănuit că aceste sfere sunt acele informații pe care respectiva persoană le-a acumulat de-a lungul timpului, care rămân undeva în jurul nostru și la un moment dat acea informație va veni să completeze, să se reîntrupeze sau să reîncarneze o persoană cu acele informații. Avem... Și atunci este o explicație de unde știu anumite lucruri. Ce cazuri concrete avem? Uleu, păi am aici concrete, asta vreo 60 da, de cazuri pe care vi le dau. Eu am unul cald venit pe adresa redacției care va vom fi vom întrerupe publicat. Doar un minut, da? Avem declarațiile domnului Preda, chiar acum. S-a ajuns la un consens în cadrul alianței. Revenim la subiectul nostru. Deci ce cazuri concrete avem care ar susține caz, acest lucru? Un caz extrem de interesant, primit recent și va fi publicat în următorul număr al revistei. Pe scurt, doi prieteni stăteau și discutau despre reîncarnare. Și la un moment dat s-a rupt filmul, cum se spune, și s-au trezit amândoi, ținându-se de mână, în secolul XIX, în Franța. Erau îmbrăcați ca atunci, i-au rămas șocați, pentru că sunt lucruri care se petrec rapid. El, după ce s-au întors, între ghilimele, s-au întors înapoi, a zis, măi, stai să studiez, pentru că știu numele persoanei care eram întrupat în secolul XIX. Este vorba de, pot să-i spun numele, nu tipului, că nu pot să-i spun, Jules Favre, era vorba despre un avocat. Căutăm pe net, într-adevăr, în aceeași perioadă a existat acea. Și ce e foarte interesant, acest domn seamănă destul de bine și are meseria de avocat. Bun, deci iată, a moștenit oarecum exact, și abilitățile, precum acest copilaș care și-a aduce aminte. Să vadă exact cum a trăit. Bine, povestea e mult mai lungă, dar este un exemplu... Dacă mergem cumva și ne ducem în istoria unei localități, Montauk se numește, de la New York, unde se lucrează, deci de la episodul Philadelphia, deci când a fost cu Einstein și cu von Neumann și cu Tesla, doi cetățeni care se trezesc în 48 acum. Și pe urmă și acolo se lucrează ușor cu treceri temporale dintr-o parte în alta. Și oamenii zice, păi tata, eu am fost și aici atunci și sunt și acum aici. El s-a despățit la un moment dat după fratele lui, că Vasul, Philadelphia, la un moment dat unul a plecat într-o zonă, unul a plecat în altă zonă. Se întâlnesc după nu știu câți ani. Și ăia se jucau cu ei acolo, sunt mai multe, pare incredibile. Da. Fac monstrul ăla care distruge numai prin... Foarte interesant și filmul, cazul Philadelphia, foarte interesant este făcut și conceput. Ce cazuri mai avem, domnule Popescu? Este un autor cunoscut, Paul Likens, care spune chiar o experiență de-a lui pe tema asta. A plecat la un psiholog care făcea regresie hipnotică și a zis că a vrut să vadă ce a fost înainte, crezând în reîncarnare și vrând să-și confirme că există. Și a spus, deci în 1981 sunt cazuri de acum întâmplate, din zona noastră, nu de 100 și ceva de ani. Și a găsit că, prin regresie hipnotică, el era în armata romană, soldat, după care s-a văzut după câțiva ani, era 26 de ani în perioada aia, ca vârstă, după aceea s-a văzut ca șef al unei legiuni, iar în ultimă instanță s-a găsit în preajma lui Iisus, când era Pilat pe un scaun în piață și urma să-l ducă pe Iisus la răstignire de pe cruce. Și el a început să plângă în regresia lui hipnotică. Și când s-a trezit și a dat seama că el această scenă a revăzut-o în viața lui, dar a trecut pe lângă el fără să-și dea seama că ar putea fi ceva a real. A văzut că e o inducție sugestivă de carte. Și nu poate fi? Nu. O inducție? Nu. Pentru că el a mai avut și alte reîncarnări pe care i le-a spus respectivul când l-a dus în regresia respectivă. Și astea sunt realități. Nu are cum să fie în memoria lui ceva care, la care n-a participat. Că putea să fie pe un alt canal. Eu am o fetiță. Dar nu poate să, n-ar putea să-și imagineze. Nu ne putem imagina ceva ce nu e în interior.
de unde e în interior. Deci nu putem, dacă eram în, știu, în 1940, nu ne putem să ne imaginăm ceva ce nu este real. Cum să nu putem să ne imaginăm? Pot să-mi imaginez acum că sunt la munte și eu sunt de fapt aici. Dar ia imaginați de pildă cum arată ochii unui om din Proxima Centauri. Da, asta este adevărat. Deci vin cu descrieri care arată că trebuie să aveți acces la anumite un element de referință. Asta vă întreb. Că dacă nu avem un element de referință, exact. Eu am o fetiță care are niște deficiențe puțin, s-a născut, și îmi spune la un moment dat, până târziu, susținea că este altcineva, așa cum susține. Și la un moment dat zice, pentru toată lumea a fost un șoc. Povestea că a trăit în Anglia, că nu știu ce, povestea niște zone, toți o ascultau așa. Și într-o zi enervată zice, care știe engleză de aici? Vrei să vorbim amândoi? Și începe să vorbească o engleză impecabilă. Și tot rămâne așa. Da, bun. Un alt caz a fost povestit de Paul Dickens, când o fetiță avea niște probleme cu sistemul nervos, a fost dusă la o fată bisericească, o fetiță din țările de jos. Și i s-a spus să meargă la Bazilica Sfânta Maria din zona Olandei, unde este o icoană făcătoare de minuni, da. Să-i zicem. A trecut strada și când s-a ajungă să pășească pe partea cealaltă, s-a făcut albă la față și a leșinat. Și a putut să îndruge că eu aici am fost călcată de mașină. Au dus-o, au resuscitat-o și a revenit și până la urmă au căutat în analele din primăria respectivă. Poliția, probabil, de acolo. Nu știu, da. Și au găsit că în acel loc a fost călcată o fetiță care era cam de vârstă și semăna cu ea. Alt caz? Un caz extrem de interesant. Mi l-a relatat un bun amic al meu, medic, director de clinică. A primit în urgență un copil, o fetiță, o întâmplare. I s-a pus diagnosticul de apendicită, să o pună pe masa de operație. Fetița, într-un moment de luciditate, a spus, nu mă opera, că nu am apendicită. Și trebuie să mă operez, să-mi faci cu tare. Și a început să dea niște detalii medicale, care efectiv medicul a rămas surprins. Și într-adevăr, i-au făcut investigațiile și nu avea apendicită. Deci pur și simplu, fetița respectivă nu avea de unde să aibă acele cunoștințe. Vorbesc de o fetiță în jur de 6 ani. N-are de unde să aibă acele... Și limbajul de specialitate. Efectiv, toți medicii, inclusiv directorul acesta de clinică, a rămas efectiv mască. Adică nu are de unde să cunoască... Să mai întâmplă un fenomen. Eu acum vreo 2 ani la Oradea mă duc cu un puști după amiază în catedrala din Oradea și vorbeam noi, el avea o problemă și fac niște fotografii, am uitat să aduc poza, o să mă duc o dată și fac poza în catedrală. Când mă duc și pun poza pe calculator, observ în partea dreaptă, el e aici undeva, observ în partea dreaptă un grup, dar nu li se vede decât picioarele, un grup. Mă duc la custode și le întreb, dom'le, zic, ia uite la poza asta, da, vezi aici. A, zice, ăștia sunt un grup de tineri care au fost pe la ora 10 dimineața în biserică. Îi recunoaște. Și tu se întreabă ce se întâmplă. Păi, foarte simplu. În clipa aia, când am intrat eu, s-a produs așa. O curbură a timpului. Și cele două momente coincid. Că eu, dacă vreau să plec de aici până aici, trebuie să parcurg un spațiu și un timp. Dacă curbez spațiul, se anulează și timpul. Și atunci eu surprind pe aparat cele două momente. Se întâmplă oameni care și-aduc aminte pentru că ei trec printr-o falie temporală și în momentul acela el trăiește simultan în două stări temporale, în două frecvențe temporale. Și el vede simultan când fiind aici, ce a fost probabil acolo. Probabil așa se explică și fobiile pe care le au anumite persoane, teama de înălțime, de apă, da, teama de foc, de zbor, atacurile de panică. Este vorba de persoane care au murit, cele care au probleme de comunicare sau se sufocă, este posibil ca într-o altă viață să fi murit spânzurat. Sau cei care sunt claustrofobi. Sau strangulat. Cei care au probleme cu claustrofobia, este posibil să fi murit înecați. Da. Sau pur și simplu sufocat, știu eu, într-o încăpere. Cei care au teama, de exemplu, de fier, de cuțite, este posibil să fi fost înghiat? Sau care au teama de înălțime, au murit
cumva prăbușit. Dar a fost un caz al unei fetițe care spunea că o doare stomacul. Medicii au făcut o fel de investigații. Nu i-au găsit nimic. Și până la urmă a trecut întâmplător printr-un oraș și a apucat o durere de stomac. A spus că acolo, deci a avut un flash. Acolo cineva a omorât-o cu sabia. Și așa au fost, și amintește ea. Da, și au fost, a zis când s-a întâmplat, acum spunea cum era în zona respectivă. Și au căutat tot așa în arhive și au găsit că acolo în piața respectivă. Fenomenul se petrecuse. Da, se petrecuse acel fenomen. Și dacă ea a conștientizat lucrul ăsta, n-a mai avut nicio durere la stomac. Că i-a trecut Petru, dar când a conștientizat, când a ajuns acolo. Da. Deci pe matricea spațială se păstra asociat fenomenul. Da. Și din păcate, cu scuzele de rigoare și cu promisiunea către telespectatorii noștri că vom relua acest subiect deosebit de interesant, mi iau la revedere de la dumneavoastră. Deci iată lucruri pe care se pare că le-am mai făcut altădată, nu avem certitudinea când și în ce context, dar sunt niște lucruri pe care, la care ar fi bine să ne gândim. Vă mulțumesc foarte mult pentru participare, iar pe dumneavoastră vă așteptăm și sâmbăta următoare. Până atunci, alege să nu te pierzi și privește lumea detașându-te de ea. O săptămână minunată. La revedere! La revedere.